Epilog. Probabil că v-a captivat povestea uluitoarelor întâmplări din viața lui Tyndale. Ceea ce urmează s-ar putea să vă emoționeze și mai mult sufletul, pentru că, în timp ce se afla în casa unui prieten din Antwerp, Belgia, William Tyndale a fost trădat și dat pe mâna autorităților din Bruxelles. A fost arestat pe 23 mai 1534 și închis în închisoarea din Vilvoord, Olanda, timp de un an și jumătate. Prietenii lui englezi au trimis scrisuri curții din Bruxelles, dar toate apelurile au fost respinse. O scrisoare a lui Tyndale, ce s-a păstrat, ne-l arată pe acesta stând în temnița rece și întunecată, cerând o lampă, Biblia în limba ebraică, o gramatică și un dicționar. Noul Testament, tradus de el, ajunsese deja încă din 1525 în Anglia, cu corăbiile ce transportau porumb și cu ambarcațiunile încărcate cu mărfuri. S-au tipărit ediții neautorizate, unele dintre ele conținând multe erori. Prin 1530, vreo 6 ediții, 3 dintre ele tipărite ilegal la Antwerp, se aflau în mâinile cititorilor englezi. Episcopul Londrei a dat ordin ca tipăriturile să fie arse imediat. Incendierea lor publică în Catedrala Sfântul Pavel pe 4 mai 1530 a fost declarată pentru gloria lui Dumnezeu și suprimarea ereziei. Au fost găsite și cărțile ascunse la Universitatea din Oxford, iar studenții, vinovați de fapta lor, au fost forțați să le arunce în foc. În același an, Tyndale a stârnit furia regelui Henric al VIII-lea, pentru că a scris împotriva căsătoriei sale imorale. Regele a încercat să-l prindă pe Tyndale, dar nu a reușit. Acesta și-a continuat activitatea literară în împrejurimile orașului Antwerp. A susținut o controversă religioasă cu scriitorul catolic Thomas More, care proclama că autoritatea supremă era biserica. Tyndale susținea că standardul cel mai înalt îl reprezintă scriptura. În cele din urmă, pe 6 octombrie 1536, Tyndale a fost dus la spânzurătoare, unde a fost strangulat și apoi ars. Ultimele sale cuvinte au fost: Doamne, deschide ochii regelui Angliei. Rugăciunea lui a primit răspuns un an mai târziu, când regele a autorizat publicarea și distribuirea Bibliei în limba engleză. Ediția aceasta, numită Biblia lui Matei, conținea Pentateuhul tradus de Tyndale, Noul Testament și versiunea dată de el de la Iosua până la 2 Cronici, aflată în manuscris la moartea lui. Un scriitor catolic scria despre Tyndale: toată viața a fost un suflet singur. Tyndale a scris foarte puțin despre viața lui. S-a descris odată în cuvinte asemănătoare cu cele ale biografului catolic: urmărit de rău în lumea aceasta, lipsit de favoruri în ochii oamenilor, mut și necizelat, lipsit de înțelepciune și încet la minte. Comoara aceasta o purtăm în niște vase din lut, pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Ați audiat cartea Evadări palpitante în noapte, scrisă de Albert Lee. Vă încurajez să vă abonați la acest canal de YouTube pentru a asculta povești creștine și alte povestiri scrise de alți autori care să vă crească credința și să vă zidească caracterul.